Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod din Bartender Mix Game. Acesta de fapt se numește Bartender Perfect Mix, dacă nu mă înșel, nici nu știa. Ok, pe asta nu l-am jucat, nu știu dacă e mai nou sau nu, dar credeam că sunt doar două. Aparent sunt trei jocuri, acesta fiind al treilea, în care avem un barman nou, da? Nu mai avem pe băiatul nostru, avem o fetiță. Ok. Și aparent, dacă faci scor foarte mare, poți să-i schimbi ca fiura, o poți îmbrăca altfel, etc. Așa, ca idee, însă nu o să ne intereseze astăzi asta, o să ne intereseze să facem ceva delicios, da? Prima dată, hai să vedem ce avem. Ceva rom, coconut cream, cremă de nucă de cocos, sună delicios. Vin, gin, cam aceleași chestii, sirop, ok, suc de lămâie, de... Ăsta e de limetă, așa se zice, lămâie verde. Ok, hai să vedem, sweet sour. O să-i dau să bea niște coconut cream, să vedem. Bea doar cremă de nucă de cocos. Când stai să te gândești, cremă pare delicios, nu știu, sună delicios, cel puțin pentru mine. Cremă de nucă de cocos, yummy. O să-i punem doar cremă de nucă de cocos cu o cireșică. Asta cred că e cireașă. Apropo, avem gheața ca de obicei, numai că avem ananas și cireșe. Ce iese? Portocaliu cu niște bucăți. Ok, se uită și ea în părți. Ce față face când bea. Ce naiba înseamnă asta? I think this one is too colorful. Did you mix all of it? Try a vodka for the basic drink, then we go from there. N-am amestecat destul. Ok, sunt tare curios ce se întâmplă. Hai să vedem, fiți atenți. Luăm niște sweet vermouth. Nu știu ce e. Punem puțin. Zici că e zmoală, ești nebun. Și apoi amestecăm mult de tot. Amestecă, amestecă, amestecă. Să vedem dacă se întâmplă ceva. În celelalte jocuri exploda. Dacă amestecă. Ce naiba? Oh my god, a decolat paharul. Shake me to the moon and let me play among the stars. Ok, a decolat paharul. Bun. Hai să vedem. Niște sweet and sour. Dulce și acru, nu știu, e... E ciudățică treaba. Ok, niște orange juice. Sună bine. Suc de... portocale, asta zic de lămâie. Asta ce? Blue curacao, nu știu ce e aia. Hai să punem o cireșică. Puc. Și merge și un... voiam să mai pun ananas. Shake. Mestecă bine de tot. Să iasă bun. Servește. Hai să te vedem. Uită-te în părți. Ce naiba e asta? N-am vrut să-mi pup... Asta cine e, băi? Poate le-ai un viitor barman. Bartender... darling, why you drop me? Maybe something is missing, like a garnish on top? 69 scor, băieți, 6900. Interesant, interesant. Ce putem noi să mai facem? Adică, putem să facem o garnitură cu fructe, chestii, trestii. Hai să-i punem niște rom. Mult rom. Bun, romul. Cu niște sirop de grenadin. Habar n-am, zis că e o... nu rodie. Cum neva se numește, mă? Ceapă, mă, ce e asta? În fine. Ce punem noi aici? Tu ai zis că puneți moală. Hai să punem gheață. Punem puțin. Mamă, cu tot gheața a pus. Și putem să dăm shake. Și facem garnish? Oh, fructe. Pare delicios. E bun sau nu? Spune-ne și nouă că suntem tare curioși. Mă apucă râsul. Ce n-ai, mă? De ce râde de la o băutură? Too much alcohol is not good for the head. Oh, s-a îmbătat. Try give it a sweet cream.
A băut atât de mult alcool încât s-a îmbătat dintr-un pahar? Așa mult i-am pus, băieți? Oh my god, nu-mi vine să cred. Ce combinații putem să mai facem? Are cineva o idee să vedem? Ce sunt chestiile astea? Dress up, putem să o îmbrăcăm, ia. Oh, putem să-i punem de-astea de pisică. Îi schimbăm. A, uite, astea sunt toate frizurile. Îmi place mai mult asta, dar hai să vedem. O facem blond, blondă, doamne, e părul. Eu. Îmi place tot asta, bikini. Oh, opa. Stați puțin, băieți, așa da. Na. Ce părere aveți? Bă, arată bine și eu așa, dar prefer așa, ok. Start game. Ce putem noi să-i mai facem? Are cineva o idee? Orange curacao. Dacă îi pui aceeași băutură în tot paharul? Hai să-i punem multă gheață, să vedem dacă în gheața aia sau ceva. Oh, am o idee de băutură, îi pun doar gheață. Add a little ice? Pune acolo. Amestecăm. How good is your cocktail? Nu merge, ok. Doamne, deci e la gheața acolo, ar trebui să-i înghețe creierul. Servește și spune-ne cum arată. Băutura. Ce gustare. What? Ce naiba? Mai arată drăguț? Ars. Well, this is not a light that I want to use a light rum. It will make more taste. What? Credeam că o să înghețe. Ok, hai să-i punem doar gheață. Pune doar gheață. Doar gheață. Deci măcar nu e apă. Nu e nimic, e doar gheață, se topește gheața. It's time to shake. Ok, deci asta e, asta e cea mai bună băutură. Gheață, cu gheață și cu gheață. În și mai adăugăm un garniș, o garnitură de fructe. Ce gust va avea? Icebreaker, using only ice. Servește? Cum de e apă în pahar? Deja vu. Ah, același ending. Ok. Hai să-i punem doar fructe. Jesus Christ, ce cap are, ești nebun. Ce naiba mai deblocat? Plegen. Hai să-i punem doar fructe, poate e un achievement pentru asta. Punem niște cireșe. Boing. Bă, ocupă ceva spațiu cireșele. Fructe peste fructe! Ok, amestecă, servește. Fructe cu fructe și cu... Wow, ce colorat e! Arată bine! Râde? Oh! A scuipat un pește! What? Well, I expected a swimming pool, not a fish pool. Try other combination, maybe it will work cu minus! Ia să te mai îmbrăcăm, ce ai mai deblocat pe aici? E Rafael? Oh, marinar! Pope marinar, wow! Ce-i asta? E meniul principal? Oh, ending-uri! Ah, ok. Am înțeles. Nu o să stăm să deblocăm toate endingurile, pentru că noastră interesează. Ne interesează doar să ne distrăm puțin. Și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea de la episodul anterior cu Bartender. Mă bucur să văd că vă place joculețul, dar acesta cred că e ultimul, nu cred că mai sunt și altele. Vin. Deci ea ne-a zis odată să punem doar vodka, sau cu vodka să începem. Ok. Punem ceva vodka. Și ce să punem? Limetă. Vin. Vodka cu cremă de... coconut. Și cu sirop de nucă sau ceva. Almond. Hai să amestecăm. Abar n-am cum deblochez ce alte ending-uri. Adică nu mă gândesc ce combinație. E și cam complicat, că sunt foarte multe combinații. Cred că trebuie să pun și niște gheață. Hai de marinaro. Care e plural, femininul la marinar, știe cine? Oh. Oh, uite un alt ending. I s-a luat rujul sau ce avea la gură. It's hot, but not the one I like. An ice will be appropriate for such a girl like me. A, bine că n-am pus gheață. Altfel nu cred că mai luăm ending-ul acesta.
Băi, nebun, ok. O să încheiem episodul aici. Cred că am filmat undeva la 10 minute sau ceva de genul. Și am deblocat aproape toate endingurile. Cred că mai sunt vreo 3 sau ceva. Nu știu, mi-a plăcut seria aceasta de joculețe. Mă bucur că v-a plăcut și vouă. Vreau să-mi ziceți dacă v-ați jucat jocul ăsta când erați mai mici. Nu știu dacă e nou sau nu, dar eu nu mi-aduc aminte de el. Mi-aduc aminte doar de primele. Asta cred că e ceva mai nou totuși. Oricum, sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!